Eu locuiesc în Hânciești, asta, la Gazdășeni. Mă Da. numesc Elena Cormei. Și trăiesc la Gazdă și de acolo am avut niște lucrători. Stăpânii au adus lucrători și ne s-a furat totul din casă. Poate nu chiar totul, dar lucruri bune, foarte bune, că sora de la Israel a trimis foarte multe lucruri bune și a ei și a mele lucrat. Și precis că lucrătorii. Și eu am fost la poliție, am scris pe 10 septembrie, am scris plângeri. Și n-am primit niciun răspuns nici de la dânșii, dar timpul trece. Pe urmă ei poate spune că a trecut timpul de amu. Și eu în viofte nici nu cred că ia să fac ceva. Că m-am întâlnit cu domnul Buriană, Igor sau Olu, Iurie ceva, nu știu, Dar domnul cine e Buriană. Buruiana asta? De asta, care la poliție dai, Ah, un cum polițist. Da. Și și m-am aveți informații că întâlnit, el se ocupă de dosarul ăsta sau el e șef? nu-i șef, el trebuie să ocupe cu asta, la dânsul am scris. Și m-am întâlnit odată cu dânsul, încă de mult, așa, și l-am întrebat și să aud ceva, și că nu, eu am sunat acolo la Dubovca și nu-i niciun Petea la Dubovca, niciun bărbat cu numele Petea. Dar și dumneata știi cine a furat? Ai numele suspectului? Am, le-am dat și numărul de telefon, că erau doi lucrători. Asta, Petea Berezov de la Dubovca, eu a adus pe și pe doi lucrători. Valera de la Bender și Stiopa de la Tiraspol. Așa ei au spus că de acolo și așa îi cheamă. Și dar eu mai tare de asta de Petea, de la Dubovca, că el i-a adus. Și eu am simțit, că eu câteodată mă mai ducem pe acolo și simțăm că e eu, că nu stăte lucruri. Deci eu le mai trăgem atenția, le spunem, dar ei la mine așa, eu și mă temem de dânșii, ei... Și ce ți-am luat? Și-o mă vzeale, și-o mă vzeale. Eu nu știu ce ați luat, eu văd că mai... Ei toți stăteau în gaz de acolo sau lucrau sau cum s-a întâmplat? Da, ei lucrau și dormeau acolo, pe loc. Am înțeles. Și Petea este de la Dubovca, el îi duce cu mașina bagajul, că acolo foarte mult bagaj, ei cu mâinile nu au putut să ducă atâta. Și Petea a fost de 2 ore acolo, l-am văzut. Numai dacă poate alt om și zice că e Petea asta, trebuie poliția să clarifice, să ne-l arăt pe omul și ala eu spune așa, ala ori nu e Petea sau poate alt, asta eu mai tare de asta vreau să... Dar poliția nu a venit să ia amprente digitale, să fac cercetare la fața locului, să audieze martorii? Domnul Burian a fost, el deodată a zis că scrim de 1000 de lei, pagubă. Zic, și de 1000 de lei acolo, câteva mii, cum. Deci apoi el a venit acolo, a văzut cutiile de la Israel, foile și ele atât. A văzut, au făcut ce ca să facă, da? Dar și eu luat haine, mobilă, televizor, obiecte nu scumpe. Nu mobile, haine, tare mult vesel de asta, 100 de la Israel, foarte mult tot frumos, de stau, de lucruri scumpe. Haine multe, colțuni, dar multe noi erau. Schimburi de astea, podogeane și cum. Toate lucruri necesare. Știi? Eu când am dat și niște o furculiță, erau rătrisuri de furculița mele și sormea câte naboare de astea. Eu deodată m-am gândit... 300 de furculiță ce ține așa de multe ori? Te pregăteai de nuntă, de dar puiam, mătrii? 5 copii când s-o rânsura să am și să le dau. Am înțeles, le dai zestre. Da, mă căroleam. Și în plângerea ce e ce? Ai scris pagubă de 1000, cum a zis polițistul? Nu, el pe urmă a venit și că e, măi, aici ai mult, nu, și-o scris de 7000 de lei, dar eu am spus că mai mult, dar atunci parcă nici capul nu lucra mental, nișem din minți, șoc, stres mare am avut. Ei, dar și contează dacă nici de 7000 nu găsit nică. Din septembrie până acum nu te-a chemat, nu ți-a prezentat nu, rezultatele anchetei? Nică. Numai eu dacă mă întâlnem de 2 ori sau 3 ori l-am întrebat,
m-am întâlnit pe drum și nică, dar mă nici n-am văd. Dar până ai încercat să vorbești cu șeful lui, să-l întrebi și cu dosarul ăsta. M-am dus, am luat sfârșitul noiembrie, ultima lune din noiembrie, m-am dus acolo să intru la șef. Și acolo are, de jos, are zi de audiență? Da, o să prima lune din decembrie și n-am mai fost. Dar nici nu știu. Să mă duc, dar tot mă gândesc că degeaba să mă duc. Zic că poate dumneavoastră... Dar te-o primit sau nu te-o primit în audiență? Poftim? Te-o primit sau nu în audiență? Nu, nu, că nu e... Nu era lunea și ea, trebuie prima luni din decembrie, dar eu prima n-am fost din decembrie. Am înțeles, deci nu ultima, dar prima trebuia să te duci, ai greșit ziua. Da, da, e așa, dar parcă nici n-am nădejde să mă duc. Am mai pățit eu mulți polițiștii și nu cred deloc în trânsii, dar e datoria lor să fac ceva. Să... Dar și tot cu aici de la Hâncești? Cu așa-i la Leova am avut mult, dar mai am înregistrare la dumneavoastră. Dar poate ăștia sunt mai buni. M-am gândit și eu în deoște n-am vrut să mă duc să scriu, că știu că degeaba. Dar zic, mai poate ești la Hâncești mai, mă rog, mai civilizați, mai oameni, mai buni, mă gândesc. Mai aproape de capitală? Da, mai aproape și da, da, și da, văd că sunteți tot una. Nu știu. Eu spun asta, măcar dacă, nici nu știu cum spun, măcar să-l aduc pietea ăsta de la Dubovca, eu știu precis, el ori nu el, poate așa l-a s-o dat pe piete. Dar poate nici să nu-l aducă, numai să-l fotografieze polițistul de sector și să arăte fotografie, să facă o confruntare de imagini, ca să-l poți identifica în felul ăsta măcar. Că așa face poliția, da, dar ei nu au făcut nici două luni de anchetă, asta înseamnă ce? Ori că i-au cumpărat, ori sunt incompetenți, ori sunt foarte ocupați. Și scuze au. Nu te du tamal la comisar, încearcă să vorbești cu un adjunct al lui, dar cu cineva, vreun șef. Dacă burlacul, briceaga ăsta, zici cum e capăt. Credeți că dacă mă duc, mă primește, dau ei scuze diferite, nu, dar trebuie să mă încerc, dar când am prima lună din ianuarie să mă duc. Și nici nu știu, și a picat de sărbători. Dacă te duci, faci un protest, crede-mă că o să iasă în jumătate de oră. Dacă vin și eu, o să iasă într-un sfert de oră. Oare în 10 minute o să iasă să vorbească. Dar nu cred că își doresc ei să vin eu cu protest la Hâncești sau la Ministerul de Interne. Asta am vrut să vă spun, că eu dacă să mă duc să fac protest, am voie. Dar cum? Este legea 26 din 2008 care permite oricui, oriunde să protesteze dacă o face pașnic. Dacă sunteți mai puțin de 50 de oameni, nici nu trebuie să anunțați primăria. Vă duceți și cu ligheanul, cu cratița, cu țuruiacul, cu orice faceți zgomot sau nu faceți zgomot și afișați o lozincă. Sau strigați în gura mare că m-a furat și poliția nu mă apără. Faceți ce vreți. Puteți transmiteți în direct cum face Maria Olar sau cu Sergiu ăsta Gheorghiță de la Florești. Puteți să filmați și după aceea să publicați cum fac eu. Dar puteți să rugați, iată, copiii ăștia care v-au dat telefonul să vină să vă filmeze. Sau anunțați-mă pe vine, poate dau eu o fugă la Hâncești. Sau veniți la Chișinău și protestăm la Ministerul de Interne și facem o plângere la superiorii polițistului. Puteți să faceți și o plângere la procuratură dacă polițistul în două luni n-a făcut nimic. Sau e incompetent, sau e probabil corupt. Bine, eu mai tare vreau că și dumneavoastră știți lângă mine, parcă mai... Ei, cel mai ușor e atunci să veniți la Chișinău să protestăm la Ministerul de Interne împreună, dar pot să dau o fugă și pe la Hâncești, că nu e chiar tare departe. Leova era mai departe, sau Cahul, Bricea. Vin, că eu vin, numai decât vin, sau veniți, sau vin, sau și aici și acolo, că vreau să uit de-a mea ca 4 luni, dar nu pot să uit. Mă mai eu cu ceva, dacă ne amintesc câte lucruri erau astea. Dar și-s 4 luni, la început de septembrie a fost, sau și dat? 25 și... A, mușt să fac 4 luni, august. Da. În august s-a întâmplat furtul, deci mai mult de 4 luni. Da, eu am lucrat în iulie și august. Da, așa, lucrau și eu de ăștia, așa, fumau și... Ei, de ăștia. Și m-a identificat imediat și ai spus imediat poliției și de atunci, tac. Da, tac. Ei au spus că trebuie să-ți duci la lucru. Cum a ăștia, că soarmea le-au sunat la toți ăștia, la lucrători. Și ei tăți s-au dus pe stihotare. De Petea Berezov știu precis că a fost dus în Pitus, nu știu dacă a venit, în Franța, el precis.
Dar și la Tiraspol, la Bender, nu știu, poate și nu-ți duci, dar poate-ți duci, nu știu. A, din Tiraspol lui Bender că... mai greu să-i prindă, că cum ar veni psihotare da. În zona separatistă. Da, separatist. De măcar pista... Lasă idei în căutare, lasă-i... Măcar să anunță că se interesează de ei. Da, măcar, da, da. Și eu mă gândeam, poate mi-s duși psihotare și poliția închitași până ori veni, dar... Vedeți cât timp trece, pe urma spui, capul am închis, de-am că s-o terminat, scurtul ăsta și nu știu, eu nu mă percep cu chestia. Am înțeles. Și vă rog să publicați. Sigur, păi de asta v-am rugat să sunați pe Skype cu video ca să înregistrăm și să afle lumea. Și dar de acolo interesant. Din sat s-o rezolvați sau ați plecat alihamite că nu mai e? Am plecat alihamite. Am crezut că poliția e mai bună aici în Tești să mă apere. A, păi da, nu vă hărțuiește poliția, dar ea că nici nu vă ajută. Da, da. Și, interesant. M-am dus să scriu acolo, când m-am dus să scriu, acum mă întreabă, poate așa trebuie, dar spun dimensiunea la flori, câte flori avea pliedul, câte de astea. Poate așa e lucru, dar mă gândesc, pentru aista pe gubașă, deci plânge, nimeni n-a l-ajut. Dar la hoț e mai ușor. N-am furat și gata, n-am luat și gata. Da, dar vedeți cum e, el poate să-l prindă și să nu-i poată demonstra vina, de atâta întreabă detalii despre... dimensiunile la flori, cum arăta pledul, ca să poată găsi eventual pledul să fie ca probă în dosar. Îmi pare că s-a întrerupt legătura, așa că opresc și eu înregistrarea.